Mulțumesc. M-am tot gândit la tirul vostru în avion, între avioane, înspre aeroport, de la aeroport, pentru că viața mea este într-o perpetuă suspendare, dacă nu chiar un suspans continuu. Dare to fail. Îndrăznește să ai un eșec. Dacă ne jucăm puțin cu sintaxa, opusul este teribil. Fail to dare. Eșuează să îndrăznești. Eșuează să visezi. Să visezi mare. Eșuează să faci ceva. Ar fi îngrozitor. Eșecul cel mai grav este să nu vrei să faci nimic. Este să-ți fie frică să faci ceva, ca să nu eșuezi. Și atunci nu mai faci nimic. Eșecul cel mai grav este să renunți la luptă înainte de a începe, fiindcă te gândești, dar dacă o să pierd? Eșecul cel mai grav este să nu mergi mai departe de fiecare dată până la capăt, până unde reușești tu să ajungi. În lupta noastră, în studii, în afaceri, în dragoste, peste tot, ne-am întâlnit cu eșecul. E inevitabil. Dar eșecul ne umanizează. Eșecul ne enervează. Eșecul ne face să fim mai puternici, ne face să vrem. Ne face să vrem să câștigăm. De ce am pierdut acum? Data viitoare vreau să câștig. Eșecul ne face să mergem mai departe. Paradoxal, calea spre succes este eșecul. Frica de eșec este calea spre ratare. Se spune că, sau poate că sunt, pare că sunt un politician de succes. Am fost ministru al justiției, am eliminat stegulețele roșii, adică cele care, condiționalitățile din lupta cu corupția politică, fraudă, spălare de bani, reforma justiției și ne-am integrat la timp în Uniunea Europeană. Am creat DNA în 2005. E foarte performantă astăzi, este un brand european, dacă nu chiar internațional. Să știți că state din state vechi democratice, nu numai cele noi, vor să aibă un DNA. Francezii, spaniolii, foarte mulți întreabă de asta. Nu mai spun de cei din fosta, din Europa Centrală și de Est. Am avut în al doilea mandat de europarlamentar și chiar am candidat la funcția de președinte al României. Dar destul de puțin știu câte eșecuri au fost pe aceste drumuri. Am să vă spun doar trei dintre ele. Primul eșec se referă la crearea DNA. Am creat DNA în 2005. Am început cu un eșec. Legea DNA a căzut în Senat. Era camera decizională. DNA exista pe baza unei ordonanțe de urgență. Urma să fie aprobată legea în Parlament. A căzut. Comisia Europeană în acea zi, nenorocită zi, era chiar în București, chiar la DNA. O verifica pe DNA. Și sunau și întrebau, ce se întâmplă? A căzut legea? Noi verificăm o instituție care nu mai există? I-am liniștit. Verificați mai departe. Urmează președintele să decidă dacă o trimite la Parlament. Deci, deocamdată, instituția nu este anihilată, e acolo. Președintele retrimite legea la Parlament. Și aici a urmat la Senat. Și aici a urmat o negociere, care pentru mine a fost destul de surprinzătoare.
dar i-am făcut față. Senatorii m-au invitat în spatele camerei de plen să avem câteva discuții, într-o cameră mai intimă. Și în acea cameră au sărit toți pe mine, spunând, votăm legea dacă faci următoarele modificări. Și fiecare avea niște modificări de făcut. Și țin minte, cu domnul Voiculescu, venea spre mine și venea și mergea. Și atunci eu mergeam cu spatele. Și făcând acest lucru, am ajuns în colțul camerei și el s-a oprit în față. Eu nu mai aveam unde să merg și stătea în fața mea fizic. Nu mai puteam să scap. Să-i promit că modific procedura de numire a procurorului general și alte lucruri. E, și la toți ceilalți, și lui și celorlalți, le-am spus, promit că pun în dezbatere publică aceste chestiuni, dar după ce votați legea așa cum este. Și-au votat legea așa cum este. Sigur că până la urmă n-a fost un eșec, dar am început cu un eșec. Repet, legea a căzut în Parlament și atunci ce faci? Începi să plângi? Vai de mine, legea a căzut în Parlament. Nu. Te lupți ca a doua oară să treacă legea prin Parlament. Un alt exemplu. Nu știu dacă voi vă amintiți, dacă mai știți ce a fost ARD. Alianța pentru Românie Dreaptă s-a format în 2012. Între alte partide în această alianță era și PDL, în care eu eram membră. ARD a decis să aibă o comisie de etică prin care să filtreze pe criterii de integritate toți candidații la Parlamentul României. Și eu am fost numită președinta comisiei de etică. Eram 5 membri, eu președintă. Nu aveam 2 voturi, nu aveam drept de veto. Am regretat ulterior. Am trecut peste 500 de candidați prin filtrul acestei comisii, inclusiv contracte cu statul. Am stat zile și nopți, o echipă de 3-4 oameni, să mergem pe registrul comerțului, să verificăm toate contractele. În final, comisia, prin vot majoritar, deci 3-2, 4-1 sau 5-0, a decis că 36 de candidați din peste 500 nu respectă criteriile și sunt respinși și au aviz negativ. Și am trimis la conducerea politică ARD, formată din mai multe partide. Și acum trei eșecuri am eu aici să vă povestesc. 1. Din cei 36 de candidați cu aviz negativ, 23 au fost asumați de conducerea politică. Au zis, și ce dacă sunt aceste probleme? Noi îi asumăm și ei vor candida. Și au candidat. Chiar îmi amintesc acum cum domnul Pavelescu striga la ceilalți șefi de partide, dar n-am stabilit noi că nu ea are ultimul cuvânt și că ea doar ne dă opinie și nu ținem seama de ea dacă nu vrem. Poate putea să-mi spuneți și mie la început asta. Al doilea eșec. Eu, personal, am mai votat împotriva altor 60 de candidați, dar am pierdut la vot cu 3-2, eu fiind unul din cei doi. Pentru mine a fost un eșec. Al treilea eșec, poate cel mai mare, a fost că Parlamentul României, în 2012, s-a umplut de penali, inclusiv din ARD și din alte partide, din toate. E plin de penali. Nu? Dar e un eșec, să știți. Ce a rămas însă în conștiința publică? Chiar după acest eșec, a rămas că este nevoie de oameni integri, de oameni cinstiți, care să nu mai fure din banul public, care să nu mai fie corupți în Parlamentul României. Asta a rămas în conștiința publică. Sigur că după această comisie de etică, lumea avea o așteptare colosală, știind că sunt și eu președintă. O așteptare colosală și a fost dezamăgită, în mod corect.
Dar, repet, a rămas în conștiința publică această nevoie a integrității și vedem cu toții ce înseamnă și cât de importanță este. Acum, cu Comisia de Etică, pot să vă mai spun, trebuie să stau pe covorașul roșu, trebuie să vă mai spun câteva povești scurte de tot, apropo de, nu neapărat de eșec, ci apropo de dați la riscuri. Să știți că nimic mare în viață nu se face dacă nu ți iei riscuri. Nu știi de la început ce riscuri îți iei. Ele vin pe parcurs, se întâmplă. Trebuie să fii pregătit să le iei. De exemplu, mi-amintesc că într-o seară mergeam spre casă și în fața casei erau 3 mașini negre cu număr de Argeș. În altă seară, cu alt număr de județ. Erau ostentativ acolo. La sfârșit, cei 36 de respinși, când am dat lista la partid, apoi a urmat asumarea, după câteva zile, cei 36 s-au repezit să vină și au venit la sediul Comisiei de Etică, care era în Modrogan, unde vreau să vă spun că era presa tot timpul acolo și zicea, uite, geamul, acolo este camera unde se decide cine va fi parlamentar din partea ARD. Bun, vin cei 36 de respinși și încep să bată în ușă și zic, aici vrem să facem contestații. Nu se fac contestații. Foarte pe scurt, eu plecasem spre aeroport și colegii care rămăseseră în camera aceea mă sunau disperați. Ce facem? Urlă la noi, deschid ușa, ne amenință. Și am zis, vă încuiați pe dinăuntru și nu mai răspundeți la nimeni. Și nu primiți nicio contestație, noi am încheiat treaba. Să trimită contestații la birou politic, la cine vor ei. Și cu documentele, ce facem? Că vor documentele, bat în ușă și țipă că vor să le dăm tot ce am lucrat noi. Nu le dați nimic, încuiați ușa și tăceți din gură. Și spre seară, cu rucsăcelele în spate, au ieșit de câteva ore, au făcut mai multe drumuri ca să plece de acolo în liniște, evident cu tot ceea ce lucrase. Cam asta a fost. Și asta a fost un eșec într-un fel, nu numai o luare de risc, un risc asumat. Inițial am crezut că facem parte dintr-o echipă. Dacă voi ați vrut comisie de etică, că partidul a vrut comisie de etică, atunci suntem într-o echipă, înseamnă că vreți și voi integritate, nu? De ce ne amenințați? De ce țipați? De ce vreți să distrugeți documentele? Devenisem dușmanul. De asta e important. Cine se luptă pentru etică în politică e dușmanul politicienilor de astăzi. Al treilea eșec. Am candidat la funcția de președinte a României și am pierdut. E un eșec. Sigur, am visat mare. Am visat mare și când am făcut DNA. Erau 3 oameni care credeau că o să meargă, ca astăzi. Am visat mare și când am vrut să pun criterii de etică în politică. Am visat și mai mare când am vrut să devin președintele României. Și am pierdut. E un eșec. Sigur, am câștigat ceva formidabil. Am lucrat cu voluntari. Am lucrat cu sume de bani, cu donații mici de la oameni mulți, fără bani cu sacoșa. Am lucrat fără un partid. Am lucrat singuri, liberi, ne-am organizat. Dar, repet, am pierdut alegerile. Este un eșec. La aceste alegeri, oamenii au pierdut și au câștigat tot partidele. Partidele, momentan, sunt mai puternice decât oamenii. Dar calea este deschisă. Și va veni momentul în care vor câștiga oamenii. Cu tine, fără tine. Trebuie să decizi dacă mergi pe drumul acesta. Pentru că momentul va veni. Eu am decis să merg pe drumul acesta. Visul e foarte mare să câștige oamenii și să ai politicieni
cu morală și cu etică. E foarte mare pentru România visul ăsta, nu? Eu merg pe drumul acesta. Eu zic să veniți și voi. Și iarăși, e un vis foarte mare. Și apropo de vise mari, o să vă dau un citat dintr-un laureat al Premiului Nobel în 2011. Dacă visele tale nu te sperie, înseamnă că ele nu sunt destul de mari. Așa că visați mare. Și în final, vă propun să facem împreună o alegere. Pe lumea asta există două categorii de oameni. Prima categorie este formată din oamenii care se adaptează la mediul înconjurător. A doua categorie este formată din oamenii care vor să adapteze mediul înconjurător la ei. Numai cei din a doua categorie aduc progresul. Voi ce alegeți? Tu, ce alegi? Visează mare, îndrăznește și du-te spre visul cel mare. Și încă o dată, îndrăznește, e atât de frumos.